Arealul metropolitan Galați-Brăila are nevoie de conectare la marile coridoare de transport. O conectare reală. Toate aceste proiecte vizează conectarea la coridorul 4 pan-european, Constanța-Nădlac, prin intermediul drumului expres care se duce de la pod spre Tulcea și Constanța. De asemenea, există două drumuri expres care vor asigura conectarea arealului metropolitan Galați-Brăila la coridorul 9 de transport pan-european, la axa nord-sud. Toate aceste investiții vor aduce o dinamică economică foarte rapidă, pentru că se știe, cum spuneau romanii, via vita, drumul e viață. Dezvoltarea acestor proiecte de infrastructură va crește atractivitatea întregii zone pentru orice fel de investiție și va consolida prezența unor investitori extrem de importanți, cum sunt investitorii de la Galați, grupul Liberty, investitorii de la Ficantieri, care participă efectiv la realizarea acestui pod. Aceste proiecte sunt fundamentale pentru dezvoltarea economică și pentru a asigura un viitor acestei zone foarte frumoase. Nu în ultimul rând, trebuie cu adevărat fructificată prezența Brăilei, Galațiului, pe cel mai important coridor european de transport fluvial, care este reprezentat de Dunăre, canalul Rin-Main-Dunăre și Rin, care face legătura între Marea Neagră și Marea Nord. Doar în acest fel putem cu adevărat să dezvoltăm acest avantaj pe care îl avem, avantaj de care va beneficia, în mod evident, și Galațiu, și Brăila, și, în general, toate arealele dunărene și localitățile dunărene, pentru că orice creștere a traficului comercial și a traficului de nave de transport persoane pe Dunăre va crea o dinamică economică și va permite dezvoltarea unor zone care sunt rămase în urmă. Nu în ultimul rând, aș mai spune despre această investiție că este spectaculoasă. Este o investiție foarte mare. Din fericire, beneficiem de finanțare europeană. Peste 350 de milioane din investiția de 436 de milioane de euro este asigurată din fonduri europene. În ceea ce ne privește, vom aloca toate resursele financiare necesare pentru a susține decontarea lucrărilor efectuate în termenele legale și pentru a ține pasul cu ritmul constructorii. Tot un amănunt foarte important. Trebuie să știți că la acest pod tot ce intră în componența acestui pod, cu o singură excepție, este produs în România. De la tablă, care e produsă la combinatul Liberty de la Galați, cele 86 de module care vor face parte din tablierul podului sunt produse la Vard, la șantierul naval Brăila. Nu mai spun de cantitățile uriașe de fier beton. Am înțeles că se toarnă în medie peste 1000 de metri cubi de beton pentru fundații, pentru cele două blocuri de ancoraj și pentru cei doi piloni de sprijin din iPod-ului. Este un lucru extrem de important. Această investiție, practic, generează o dinamică economică și generează comenzi pentru foarte mulți producători și generează foarte multe locuri de muncă, așa cum finalizarea acestei investiții și a tuturor investițiilor conexe care să asigure conectarea cu coridorul 4 pan-european și cu coridorul 9 pan-european vor genera o dinamică economică spectaculoasă pentru această zonă.